Pandemia a schimbat relația dintre angajatori și angajați și a influențat foarte mult preferințele românilor în privința modalității de lucru. Unii dintre angajați s-au reîntors anul trecut la serviciu și lucrează exclusiv fizic. Alții preferă să lucreze în continuare de acasă ori în format hibrid. Ei bine, există avantaje și dezavantaje pentru oricare dintre variante. 46% dintre angajați lucrează în prezent exclusiv de la birou, puțin peste 18 numai de acasă, iar restul hibrid. O arată un studiu recent făcut de o platformă online de recrutare care a analizat răspunsurile a peste 4300 de subiecți. Așadar, dacă înainte de pandemie companiile din țara noastră nu erau chiar deschise pentru munca de acasă, acum acest stil de lucru a devenit o normalitate. Studiul a mai arătat că foarte importantă este și flexibilitatea angajatorului. 6 din 10 candidați care își caută un loc de muncă sau care și-ar schimba locul de muncă spun că nu ar mai accepta să lucreze într-o companie care nu permite lucruri de acasă sau hibrid. Există avantaje și dezavantaje pentru oricare dintre cele trei modalități de lucru. Așa că după ce sunt analizate, fiecare decide care dintre ele îi este cel mai potrivit. Mie mi-e ok să lucrez fizic, n-am nicio problemă cu asta. Nu sunt de foarte mult timp în câmpul muncii oricum, 2-3 ani maxim, și momentan mă obișnuiesc cu munca, să zic așa. E altceva, să vorbești cu clienții, să interacționezi cu fiecare client care vine să mănânce pizza, mai ales că e și un concept nou și trebuie să și explici despre ce este vorba. Și ne prinde foarte bine așa să socializăm un pic după 2 ani în care am avut un repaus mare. Sincer, aș prefera să lucrez la locul de muncă, nu acasă, nu hibrid. Pentru că mi se pare că pandemia cumva ne-o prea încuiat în noi, adică eu cel puțin îmi spun mai anxioasă de când cu pandemia, nu prea vine să socializez, nu prea vine să vorbesc și cred că cumva ne dezumanizează statul ăsta într-una acasă. Sincer, nu știu ce să zic, pentru că eu am fost studentă în perioada pandemiei, am fost la master și nu am lucrat efectiv, nu am fost în câmpul muncii. Acum lucrez la librărie și e un job, e genul ăla de job pe care oricum nu l-ai putea face remote. Deci, nu știu ce să zic, sincer. Deci prefer să lucrez fizic. Da, 100%. Prefer să lucrez fizic. Știu cum mi-a afectat munca de cercetare la istoria artelor. Sunt de acasă, nu ești obișnuit, în primul rând, să lucrezi de acasă. Ți-e mai greu să intri în starea aia de concentrare, efectiv, și să poți să dai randament cum ar trebui. Probabil că exercițiu, dacă ăsta va fi mersul lucrurilor, merge și de acasă. Eu lucrez în învățământ și cumva profesorii au fost obligați să se adapteze. Am avut o perioadă în care am fost online și după aceea ne-am întors înapoi fizic, dar cred că prefer o variantă sau cealaltă. Trecând prin acest switch foarte rapid, cred că am învățat să ne adaptăm la ambele variante și nu cred că preferăm una sau cealaltă. Adică suntem cumva atât de obișnuiți să găsim metode de a preda și online și fizic, încât nu cred că mai sesizăm diferența. Prefer online. Care sunt avantajele pentru dumneavoastră în online? Păi, sunt avantaje de ambele părți, că și omul stă acasă și pentru angajator. Face multe economii și la curent și la transport. Dar sunt multe clădiri în oraș, văd, cu birouri care nu sunt închiriate, mai ales la mall, acolo, care înainte erau toate ocupate. Și fiul meu, de exemplu, tot de acasă lucrează și o dată la 2-3 luni merge la clădirea care stă goală. Tot o analiză făcută de platforma online de recrutare arată că anul trecut au fost puse la dispoziția celor care își caută un loc de muncă peste 30.000 de joburi cu posibilitatea de a lucra de acasă, cu 490% mai mult decât în anul 2019.